Elevii giurgiuveni au dat dovadă încă o dată de implicare și seriozitate. Adrian Chiran, sportiv legitimat la CSM Giurgiu, a organizat împreună cu ai săi colegi de la Clubul Elevilor Liberali o reuniune atletică între licee în memoria profesorului de educație fizică și sport Ion Banu. Peste 70 de elevi de la toate liceele din municipiu s-au întrecut în sala de atletism a complexului Marin Anastasovici, la viteză și săritura în lungime sub ochii reprezentanților Direcției Județene pentru Sport și Tineret, dar și ai unor profesori de atletism care i-au ajutat ca totul să iasă ca la carte. Sincer, chiar nu mă așteptam să vin atât de mulți. Sunt 73 de participanți, 14 dintre ei fiind sportivi de performanță la fel ca mine. Eu n-am putut să particip, chiar îmi pare foarte rău, dar mă bucur să-i văd că își dau silința pentru liceul lor. Frigul din sală a fost rapid dat uitării de tineri care au ținut neapărat să-și demonstreze calitățile de atleți. Mai întâi s-au întrecut în proba de viteză pe o distanță de 60 de metri, grupați pe câte două grupe, clasele a 9-a și a 10-a, respectiv a 11-a și a 12-a. La competiție a fost prezent și campionul de junior Manfred Bodnaru, revenit după o accidentare gravă. Atât el cât și ceilalți concurenți au lăudat inițiativa și au declarat că astfel de competiții ar trebui să aibă loc mai des. Mi se pare un lucru foarte bun ceea ce a făcut Chiran. A reușit să aducă mulți sportivi de la multe licee din Giurgiu și cu acest fapt poate îi ambiționează să facă sport. Mult mai mult. Că unul odată la un an nu e bine. Totuși să mai vină mai mulți copii aici. A urmat proba de săritură în lungime, una mult mai spectaculoasă și în opinia fetelor. Sunt obișnuită cu concursurile pentru că am făcut atletism 5 ani și m-am obișnuit. Mi-a fost ușor că nu e primul meu concurs și m-am obișnuit cu adversarele. Cam câți sări de obicei la lungime? 4 metri. Concursul organizat de Clubul Elevilor Liberali a avut și invitat surpriză. Ionuț Banu și Petronela State, fiul respectiv fiica profesorului Ion Banu. S-au făcut 25 de ani de la decesul tatălui nostru și suntem foarte bucuroși că după atâta timp există oameni care și-au amintit de acest lucru și au considerat că este bine să promoveze această idee. Mă bucur că sunt în această sală de sport pe care el, din păcate, n-a văzut-o și știu că ar fi fost fericit să fie aici cu elevii, să participe la tot felul de evenimente și sper să se mențină și pe viitor acest lucru, să fie o competiție, pentru că sportul este un lucru frumos care ne ține tineri și se transmite, zic eu, în cea mai frumoasă formă. În urma rezultatelor înregistrate de concurenți, câștigător a fost desemnat Liceul Tehnologic Ion Barbu. Locul secund a revenit Liceului Teoretic Nicolae Cartojan, în timp ce pe 3 s-a clasat Școala de Arte și Meserii. Tinerii de la Clubul Elevilor Liberali nu se vor opri însă aici. Ei vor să organizeze în curând un alt eveniment sportiv, de această dată în aer liber.